Agenția de Cultură într-o ediție specială la Târgoviște cu ocazia unei manifestări foarte importante. Vorbim de colocviul internațional Latinitate, Romanitate, Românitate. Avem plăcerea și deosebită onoare să stăm de vorbă cu domnul academician Gheorghe Chivu, prezent la această manifestare. Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule academician, aș dori să discutăm cât mai puțin formal despre situația culturii românești. De ce cultura românească nu este atât de prezentă în plan internațional? Vorbim, iată, de un colocviu internațional la nivel de universități, dar vorbesc și vă întreb cu această ocazie despre absența unor manifestări culturale pregnante în, nu numai în Europa, ci și pe mapa mond. Ce credeți că lipsește? Când vorbim despre un colocviu internațional, încercăm să promovăm cultura română. Sigur, cultura română în interior cu participare internațională. Pentru că în cazul acesta, internațional nu înseamnă eco-cultural neapărat, ci rezonanță științifică. Sunt participanți care vin și din afara țării, nu numai din țară. Sunt specialiști de primă mână de la universitățile românești, dar după cum bine știți, acum sunt prezenți specialiști veniți din Occident, foarte buni specialiști, unul dintre dânsii, membru de Academie, a primit titlul de doctor honoris causa aici. Cultura românească este o cultură importantă, dar este... Nu este o cultură minoră, cum se tot vehiculează? Tocmai vreau să spun, dar foarte multă lume spune că este o cultură minoră. Dar aici, important și minor nu intră în opoziție. Pentru că important ține de importanța unei culturi, ține de valorile ei, ține de prestigiul ei, ține de reprezentanții ei, de importanța pe care o are în plan zonal sau în plan general. În clipa în care vorbim de cultură minoră, o punem în relație cu celelalte culturi considerate majore, prin opoziție. Și dacă avem în vedere faptul că limba română nu este o limbă de circulație internațională, ci altele sunt limbile care asigură o comunicare internațională în plan cultural sau în plan științific, dar avem încotro, trebuie să acceptăm ideea că este o cultură minoră. Adică o cultură care nu are influență asupra altor culturi, la fel cum are, spre exemplu, limba franceză, cultura franceză, cum are cultura englezească, cum a avut cultura germană. Există limbile majore care sunt utilizate în plan internațional, științific, cultural și limbi mai puțin cunoscute. Chiar dacă importanța limbii române este deosebită. Limba romanică, acum vorbim despre latinitate, romanitate și românitate. S-a spus și folosesc și eu acum expresia cunoscută că româna este, s-a spus că este cea mai importantă și cea mai interesantă dintre limbile romanice. Importantă nu pentru că este mai importantă decât franceza, decât italiana, decât spaniola, dar fără cunoștințele privitoare la istoria limbii române în planul romanității, românitatea este șchioapă. Nu pot fi aflate anumite informații despre evoluția latinei către limbile romanice fără contribuția României. Vorbim de planul acesta și de planul culturii majore fără să ținem seama de faptul că româna, prin cultura ei, dar în sine ca limbă, a influențat și alte culturi, a influențat alte limbi. Pentru că, hai să spunem, în planul nostru imediat, există vorbitori de limbă română care se împrăștie pe spațiul în care s-a format limba română și la începuturi, adică din nordul Greciei până dincolo de Carpați, de la Nistru până dincolo de Tisa, și atunci nu numai transhumanța a asigurat sau a făcut ca românii să fie împrăștiați într-un areal foarte extins, ci și poziția originală a populației romanizate, originară, deci începuturile acelea. Dar în acest spațiu, româna a fost limba de cultură pentru foarte mulți din jur. Foarte mulți dintre intelectualii bulgari, spre exemplu, în perioada Bulgariei moderne, au învățat la București. Foarte multe cuvinte împrumutate din limbile occidentale au pătruns în bulgară prin limba română. Deci limba română, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX, prima parte a secolului al XX-lea, a fost limba de cultură. Vorbim acum foarte mult de minoritatea românească, care vine prin reprezentanții ei de multe ori din partea de sud a Dunării. Au fost școli de limba română în perioada interbelică. Intelectualii aceia au învățat daco-română și nu a română.
ca româna să poată deveni limbă de cultură, a avut nevoie de intermediarul limbii române literare. Există influențe ale limbii române manifestate în Ungaria. În limba maghiară mai veche există elemente românești. Există în poloneză cuvinte românești. Nu vorbesc de așa zisa limbă moldovenească, pentru că nu e o altă limbă. Dar chiar și acolo, dacă româna nu ar fi existat ca limbă de cultură, nu știu dacă varianta moldovenească transformată de politicieni într-o vreme în limbă romanică independentă ar fi rezistat. Pentru că s-a făcut cultură în acest spațiu în felul acesta. Dar, trecând dincolo, este româna și cultura românească sunt importante? Eu cred că da. Și nu vorbesc numai din perspectiva românistului, a specialistului româna. Pentru că nu se poate face cultură europeană vorbind numai despre culturile majore. Și prin raportare? Și prin raportare și la celelalte. Există foarte mulți intelectuali de primă mână care au devenit scriitori francezi. Nu e nevoie să le spun eu acum numele. Există intelectuali care au ajuns în America. Sunt universitățile străine, americane, dar nu numai americane. Sunt în aceste universități foarte mulți specialiști plecați din România. Spiritul lor se menține, comunitățile lor se mențin. În momentul de față, în Spania și în Italia, există școli românești pentru că sunt comunități importante. Va influența oare cultura românească cultura zonelor respective? E o întrebare care sper să nu rămână retorică. Eu sper să nu rămână retorică pentru că nu se poate în clipa în care o comunitate devine nu majoritară, dar are aproape de jumătate, măcar populație românească, nu se poate ca tradițiile, obiceiile sau măcar transferul de cunoștințe privitoare la cultură să nu se producă. Ați vorbit mai devreme despre, ați făcut referire la Daco romană. Ce părere aveți, ce opinie aveți cu privire la teoria dacologilor, celor care spun că, de fapt, limba latină provine din limba dacă și nu invers, pentru că nu este numai un curent acum, ci și se fac și referiri la anumite izvoare istorice, la documentări făcute peste ocean și la noi. Izvoarele istorice sunt interpretate parțial și sunt interpretate tendențios. Trebuie să iasă un anumit rezultat. Totul pleacă de la logică și îi zic așa, vă rog. De vreme ce populația majoritară în spațiul Daciei romane erau dacii, de vreme ce romanii erau minoritari ca populație, de vreme ce dacii erau cei mai viteji dintre traci, nu se poate ca ei să fie acceptat de bunăvoie limba romanilor. Și nici să o asimileze într-o perioadă atât de scurtă după retragerea aureliană? Scurtimea nu este relevantă, pentru că perioadele au fost la fel de scurte în Spania, în Galia, și din limba populațiilor băștenașe s-au păstrat la fel de puține cuvinte în limbile oficiale de acolo, da? Cum s-au păstrat în zona aceasta. Deci, revenim la limba română. La noi s-au păstrat puține cuvinte sau originea rămâne dacă? Foarte puține cuvinte s-au păstrat, pentru că aici nu mergem pe supoziții. Trebuie mers pe certitudini. Și specialiștii care cunosc despre ce este vorba, nu fac cercetări fanteziste, au stabilit că sunt cu certitudine în jur de 100 de cuvinte sigur dacice. Se poate ajunge cu aproximări până spre 200 de cuvinte. Nu cuvintele însă sunt importante, pentru că în cercetările de istoria limbii s-au făcut constatări privitoare la îmbinările de cuvinte, pentru că o mentalitate a unui popor și niște obiceiuri ale unui popor se transmit prin, hai să spunem, structuri care pun în evidență atitudini, pun în evidență comportamente, țin de cultură. Și atunci există coincidențe între sintagme, între expresii care aparțin limbii române, dar aparțin limbii bulgare, aparțin limbii sârbe și mai ales sunt recunoscute sau pot fi regăsite în albaneză. E vorba de o civilizație comună, este adevărat, dar este vorba și de un fond comun. Pentru că toată această zonă a fost ocupată de geto-daci. Și atunci, coincidențele, s-a spus asta de mult, a spus-o Buda Edelanu prima dată, HDO a venit și a teorizat-o cu argumente care și cu a adus argumente care și astăzi sunt valabile. Coincidențele dintre limba română și limba albaneză țin de fondul comun, de fondul ilir, de fondul acela care a fost originar. Și atunci găsim cuvinte sigur dacice, cuvinte probabil dacice, că nu le găsim altă explicație, dar avem îmbinări de cuvinte, avem expresii, lingviștii le zic la un moment dat, când avem cuvinte mai scurte, calcuri, sau chiar îmbinări calcuri, adică se reproduce
în formă latinească o structură mentală care nu e latinească, nu vin din latină. Și atunci aici am putea găsi mai multe informații. Dar ca să se poată demonstra, nu prin rațiuni logice, cum dacii să învețe limba stăpânitorilor, cum dacii liberi să se supună singuri limbii stăpânitorilor care au plecat, acestea sunt întrebări retorice. Sunt alte argumente care pot să fie aduse în discuție și acelea țin de adevărata știință. Până la o probă temeinic științifică, da? Româna aparține limbilor romanice. Româna, ca toate limbile romanice, provin din latina populară și româna provine ca celelalte limbi. Nu există o altă limbă din care să provină limbile romanice și în niciun caz latina nu provine din limba băștinașilor de aici. Limba veche, tracogetă, să spunem. Aceea a dacilor. Nu provine. Sau pentru că există rațiuni lingvistice care țin de transformări fonetice, care țin de transformări morfologice, care țin de îmbinări de cuvinte, care nu pot fi judecate în direcție inversă. Pentru că ar trebui să explicăm cum un fond lexical latinesc a dat prin transformări legice, da, cuvântul latinesc. Cum o îmbinare sintactică, o îmbinare de cuvinte dacică, a ajuns prin transformări de asemenea, care trebuie să respecte niște reguli, construcțiile din latina clasică. Lucrul acesta nu poate fi demonstrat. Când se va face această demonstrație, putem accepta părerea inversă. Drept este că nici nu avem izvoare din acele timpuri, sau scrise cel puțin. Există texte scrise, dar nedescifrate, pentru că existau culturi de mai multe feluri. Erau culturi care acceptau scrisul și culturi care nu se bazau pe scris. Și atunci există câteva zeci de inscripții din perioada aceea de după ocupație, sunt inscripții funerare care nu au putut fi descifrate. Nu sunt scrise cu litere latine, sunt scrise cu caractere grecești, dar nu pot fi citite. Există câteva documente, inclusiv un fel de piesă de bijuterie, hai să spun așa, un fel de inel, pentru că e rotundă, să spun așa, care are un text scris, dar pentru că este circular, există foarte multe decriptări. A fost găsit la Iezerov, în Bulgaria, și toată lumea a încercat să vadă cum se scrie. Dar, încă o dată, civilizația dacică pare că nu a agreat scrisul. Și atunci, ceea ce avem noi este din perioada ulterioară. Romanii n-au distrus inscripții, au distrus cetăți, puteau să fie acolo inscripții, dar dacă nu avem texte, este greu de spus ce s-a întâmplat. Revenim la limba română și la acest simpozion, la acest colocviu. Haideți să spunem celor care ne urmăresc, da, ce se poate transmite, ce pot face dumneavoastră ca academician, dar și toate celelalte vârfuri ale culturii din România, cum pot duce mai departe această cultură, să spun, cum putem noi să ieșim din acest cont de umbră european? Nu suntem într-un cont de umbră din punct de vedere cultural. Și noi ne facem datoria, în clipa în care asemenea colocvii n-ar exista, în clipa în care n-ar exista universitățile, n-ar exista institutele de cercetare, am putea spune că nu este servită cultura românească. Noi ne facem datoria și încercăm să producem cultură, să facem investigații științifice, investigații culturale, care în primul rând să îi lămurească pe ceilalți de ce știm noi, da? Să putem arăta că există o cultură în acest spațiu, că se face știință în acest spațiu și evenimentul despre care vorbeam puțin mai devreme, decernarea unui titlu de doctor honoris causa unui academician venit din spațiul occidental, arată că acel academician a acceptat să îi se confere un titlu științific extrem de onorant într-un spațiu cultural care merită atenție. Pentru că nu acceptă nimeni să fie făcut doctor honoris causa într-un spațiu care nu merită atenție sau care nu are valoare. Da. Un ultim mesaj, vă rog. Să avem grijă de cultură. Și mai ales că suntem la Târgoviște, să fie promovate, să fie explicate, să fie făcute cunoscute valorile culturale din acest centru, vechi centru, nu numai administrativ, nu numai politic, ci și cultural. Au fost aici tipografie, au fost aici oameni învățați, puteți avea cicluri, s-ar putea să aveți, să nu știu eu, despre mari oameni ai culturii românești care s-au născut aici. Se pot face foarte multe lucruri. Doamne ajută! Vă mulțumesc! Cu multă plăcere!